încercarea de a descoperi moduri cât mai plăcute de a vă petrece timpul liber sau, de ce nu, dacă vă gândiți să practicați un sport de performanță, recomandarea noastră de azi este scrima. Colega mea, JB, s-a riscat chiar și la o spadă. Iată ce a ieșit. Cursul de scrimă astăzi, doamna Hana Ficker. Mulțumim că ne-ați primit și spuneți-ne câteva detalii despre școală. Este un club privat de scrimă. Marca este Cursul Scrimă. Clubul se cheamă Spada, dar noi promovăm marca Cursul Scrimă, cum am spus, și pentru copii Școala de Mușchetari. Grupele sunt de maxim 10 persoane pentru a eficientiza procesul de învățare și pentru a nu afecta calitatea serviciilor. Vreau să ne așezăm într-o poziție în care să formăm un minte mai mult de plate, pentru că e bine. Așa, brațele sunt în urmă. Mâna dreaptă, toată lumea? Dreapta ce? Da. Da. Mâna dreaptă, după sus, la bărbie și în jos. Foarte curând mă face și cu arma acestor acesta, dar momentan fac, încă o dată. Și trei. Piciorul drept în față. Distanța între călcâi ar trebui să fie undeva la nivelul călcâi și, da, un călcâi, o talpă și jumătate. Ca perioada de timp, cât durează o serie? Un curs de inițiere, în momentul de față, durează timp de 4 ședințe, care pot fi parcurse fie într-o lună, fie în 2 săptămâni. Și după cursul de inițiere urmează? Abonamentul lunar, cu participarea de 2 ori pe săptămână, pentru cine e pasionat. Se numește mâner pistol. După cum vedeți, spada are o gardă mult mai mare decât ce vedem noi la televizor, să zicem. Așa, ne protejează mai bine antebrațul, în acest sens. Cât costă un curs de genul? Cursul de inițiere, dar și abonamentul lunar, costă 60 de euro. Fie că este vorba de adulți, fie că este vorba de juniori sau copii. Mișcările pot fi puște, dar pot fi, dar trebuie să fie mult gândite înainte, pentru că, vă spuneam, zona target este tot un loc, și fața și spate. Oferim și servicii de team building sau de activități de weekend, cum mă întrebați și dumneavoastră mai devreme, anume o activitate care se numește Pirații din Caraibe versus Cei Trei Mușchetari. Și acolo se fac grupuri de prieteni, colegi, se prezintă, învață mai repede ce ar trebui să învețe la un curs de inițiere și au și un asalt sau un turneu final, depinde de câte ore sunt dispuși să petreacă în sală. Cu ce trebuie să vină un participant la acest curs? Îmbrăcat corespunzător activității sportive și cu pantofi de sport. Deci echipamentul este asigurat de club, se găsește aici, nu trebuie achiziționat separat.